Și examenele auto se suspendă. De astăzi, activitatea de examinare pentru obținerea permisului auto, atât proba teoretică cât și cea practică, sunt amânate pentru următoarele 30 de zile. Persoanele care în această perioadă voiau să obțină carnetul de conducere vor fi reprogramate ulterior și anunțate în timp util. În același timp, instructorii auto au limitat cursurile cu elevii. Cei care doresc să obțină un permis auto vor mai avea de așteptat, întrucât activitatea de examinare pentru obținerea carnetului de conducere a fost suspendată pentru următoarele 30 de zile. Persoanele care urmau să fie supuse atât probelor practice cât și celor teoretice vor fi reprogramate ulterior și anunțate în timp util. Începând de astăzi, 17 martie 2020, se suspendă activitatea de examinare pentru obținerea permisului de conducere, atât la proba teoretică cât și la proba practică, pentru o perioadă de 30 de zile, cu posibilitatea de prelungire în funcție de evoluția situației actuale. Persoanele programate în această perioadă vor fi reprogramate ulterior cu informarea acestora în timp util. Cursanții care efectuau ore de conducere în această perioadă vor mai avea de așteptat, întrucât aceste cursuri au fost și ele suspendate. În această perioadă mă pregăteam pentru examenul auto și desfășuram orele de curs cu instructorul meu, dar având în vedere că a fost declarată stare de urgență, instructorul meu m-a informat că atât orele cât și examenul auto vor fi suspendate. Pentru respectarea măsurilor privind evitarea aglomerării la ghișee, programul de lucru cu publicul la direcția de permise a fost prelungit până la ora 19.